Bine v-am regăsit! Sărbătorile pascale s-au terminat, iar de pe masa îmbelșugată au rămas bucate neconsumate. Ca să evităm risipa alimentară, astăzi am o propunere pentru voi și o să fac o salată cu ouă. Pentru această rețetă, iată, mi-au rămas câteva ouă roșii, salată, un mix de semințe, roșii ridichi și jumătate de ardei roșu, câteva crutoane, pătrunjel verde, piper, sare și puțin muștar și, bineînțeles, ulei de măsline. Ei, și acum să ne apucăm de treapă și mi-au rămas exact 5 ouă pe care le-am fiert în coș de ceapă și le-am înroșit natural și o să le ciocnim. Da, o să rog pe colegul Cătălin. Hristos a înviat! Adevărat, amin! Dintre alimentele tradiționale sărbătorilor pascale, ouăle vopsite au cel mai scurt termen de valabilitate, aproximativ 10-14 zile de la fierbere dacă sunt proaspete și ținute la frigider. După ce am ciocnit ouăle în mod tradițional, trecem la următoarea etapă. Le curățăm de coajă cu atenție. Nu vă faceți griji dacă albușul prezintă urme de colorant natural, deoarece nu afectează gustul sau calitatea produsului. Am tocat ardeiul în bucăți mari pentru a simți mai bine textura crocantă, apoi câteva roșii prunișoare și ridichi, iar la final ouăle. Și acum vom face dressing-ul pentru salată și voi adăuga ulei de măsline, pătrunjel verde tocat. Am mai folosit zeamă de lămâie pe care am stors-o pe loc pentru a folosi sucul proaspăt, puțin muștar, piper mixt, măcinat și puțină sare. Amestecăm conținutul foarte bine. Și putem turna peste salată. Amestecăm foarte bine pentru ca dressingul să pătrundă legumele și ouăle pe care le-am adăugat în această salată delicioasă. Dacă voi doriți, puteți adăuga și ceapă verde. Noi fiind aici la birou, n-am optat pentru ceapă, dar e o chestiune de gusturi. Am reușit să reciclez ouăle de la masa de Paști și le-am inclus într-o salată colorată, plină de vitamine și proteine de foarte bună calitate. La final, am adăugat câteva crutoane crocante, făcute din pâinea de casă rămasă de la sărbători. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut. Eu sunt Adina Țibu și până data viitoare, gătește și zâmbește! Pa, pa!